fața sediului. Tocmai pentru că în fața sediului e semn care interzice staționarea și oprirea. Am un castigăt național unde venea bunica mea să se documenteze pentru carte. Poliția ar trebui să respecte semnele de circulație. Dar ei nu respectă. Vedem partea cealaltă tot așa, semn care interzice 3 mașini autospeciale și aici una de jandarmerie și încă o autospecială de poliție care încalcă legea. Fața IPJ Mehedinți. Ca să vezi ce grijă au ei pentru reguli, pentru legi. Și ce exemplu dau ei altor șoferi. Și acolo tot e interzis. Am filmat ieri. Ieri era o singură mașină care făcea chestia asta. Acum vedem 3 mari și late. Semnul care interzice, pe care îl încalcă. A 4-a mașină de poliție. Bulevardul Carol Colț cu Smărdan. Și să vezi cum traversează polițaia cu de-a dreptul. Eu dacă aș traversa pe acolo, m-ar amenda. Chiar am pățit așa ceva la București, în zona pietonală. Dar lor nu le pasă, ca au epoleți. Scred nemuritor. La impact cu o mașină, s-a dus toată imunitatea. Cine crezi că staționează și parchează ilegal în fața inspectoratului de poliție Drobeta Turnu Severin? Anume, fix poliția. Cu numere de matriculare 49846. Cu un șofer iresponsabil, certat cu legea. Ce exemplu dau ei altor șoferi? Dacă chiar ei, nefiind în misiune de serviciu, neavând girofarul pornit, staționează periculos în mijlocul drumului și creează situații de accident. Pentru că aici drumul e îngust și ca să ocolești mașina poliției, trebuie să intri pe banda cealaltă și risci să faci accident. Ia să vedem, vine acum altă mașină de poliție, unde să oprească? Tot aici, în fața IPJ-ului. Șoferul și pasagerul fără centură, pentru că ei se cred deasupra legii. Dar legile naturii nu poți să le păcălești. În caz de accident rămâi fără dinți. Degeaba ai pistol și bulan. Că rămâi fără dinți. Doar a întors acolo și vine să-și amendeze colegul că l-a văzut staționând periculos. Ce a făcut ăla? I-a dat ceva? Ăla i-a pus ceva pe bord. Am asistat la un act de corupție. Foarte grav. 5-2-3-5-5. Ziua în amiază mare. Omul care filmează deschis și la vedere ei fac așa ceva. Nu știu ce au făcut, dar pare act de corupție. Sau fi colegi de-ai lor polițiști în haine civile și le-a lăsat vreun document. Vai de steaua lor!